Salut, azi voi încerca să repar motocoasa Steel, cea din 86. E vorba de un Steel FS90AV, la care am carburatorul defect. Anume, membranele sunt foarte vechi. Am spălat și rezervorul, o să schimb și sorbul, am curățat și robinetul. Am o drujbă Matrix, care e defectă și o țin de piese, de la care s-au potrivit atât membranele, cât și garniturile și capacele de la carburator. Cele din stânga sunt cele vechi, cele din dreapta sunt cele de pe carburatorul de la drojbă. Deci cred că se vede. Inclusiv garnitura de la carburator o pun. Sita. Se vede cât este de urâtă cea de la Steel. O să schimb și sorbul ăsta obosit. Carburatorul l-am curățat cât de bine am putut. Avea această membrană. O să montez totul și revin după să vedem o pornire, dacă pornește. Merge cât de cât ok. Trebuie să mai umblu puțin la ea. Am dat toba jos de la stilul FS90 pentru a-i face un deflector de gaze. Toate gazele care ieșeau din tobă ajungeau direct pe cilindru, așa că i-am făcut această tablă să arunci un pic în spate. Cu ocazia asta vreau să vă arăt și cum arată motorul. Are ceva urme pentru că a lucrat, câteva zgârieturi fine. Să fiu sigur că nu zdrâncăne și nu pleacă nicăieri, i-am pus două pocnituri. I-am refăcut apărătoarea originală, după cum se vede era spartă. I-am pus tablă pe interior și am dat nituri. N-arată prea bine, dar important e să fie portocalie și am zis să fie ei. Am alta nouă, de genul ăsta, dar nu vreau să o pun pe asta. Vreau să fie ei. Thank you.
După cum vedeți, funcționează destul de bine. Cam asta ar fi motocoasta stil PS90AV. Stickerul ăsta l-am lipit eu aici pentru că nu mai era. Așa cum v-am zis, nu a fost a mea, dar între timp a devenit a mea. Nu uitați să vă abonați, până data viitoare vă salut, la revedere!